Accident rutier joi dimineață pe drumul județean 208 la intrarea în comuna Valea Seacă. Două autoturisme au intrat în coliziune. La locul evenimentului au ajuns echipaje medicale și de poliție. Unul dintre șoferi și un pasager au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au fost transportați la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal Pașcani. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut evenimentul. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic. Aceștia nu consumaseră băuturi alcoolice. Astăzi, în jurul orei 10:30, polițiștii pășcăneni au fost sesizați despre faptul că pe DJ-208 a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Între două auto a avut loc o coliziune care s-a soldat cu rănirea unuia dintre șoferi și a unui pasager dintr-un auto. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă. Un alt eveniment rutier s-a petrecut în cursul zilei de joi, 5 mai, pe drumul european 85, la intrarea în satul Soci dinspre Moțca. Două autoturisme, unul condus de un cetățean ucrainean și altul de către un localnic din comuna Moțca, s-au tamponat și au ajuns în șanț. Din fericire, nu au fost victime, doar mașinile au fost avariate.